Marius Lăcătuș și Gabi Balin s-au reîntâlnit pe noul stadion Steaua în ziua în care toată suflarea roșalbastră sărbătorește 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Păcat că nu m-am revăzut cu toți și n-am reușit să ne întâlnim astăzi, că era o zi specială, dar asta e, trebuie să trecem și peste pandemia asta și când va fi cazul, cu siguranță că o să ne vedem să sărbătorim acești 35 de ani. Stadion superb, sincer, nu mă simt ca acasă, pentru că eu am rămas cu impresia stadionului pe care am jucat, adică amintirea aceea, așa cum era el, era al nostru, dar o să mă obișnuiesc încet, încet, venind la meciuri, sigur că o să mă obișnuiesc cu noua casă a Stelei. Și dacă aș putea să dau câțiva mai mulți ani jos de pe mine și kilograme și tot ce trebuie să pot să mai joc, aș fi cel mai fericit om. Un pic acolo la un meci de inaugurare aici, n-ai putea intra? O lovitură de începere eventual, atât. În rest, nu mai putem. Chiar și acum urci scările și obosești și mi-aduc aminte cât alergam când eram tineri. Asta e viața. Da. Vorbim un pic despre acel sezon 1986, când ați crezut că puteți câștiga acel mare trofeu? Se formase echipa cu deja cu un an înainte, ușor, ușor s-a format echipa și în acel campionat țin minte că deja jocul nostru era foarte bun. Deja am găsit fiecare jucător pe postul lui să fie cel mai potrivit. Și așa s-a format echipa. Am început meciurile internaționale foarte bine. Să ne aducem aminte că marcam aproape la fiecare meci la început de joc. Un singur meci n-am marcat acasă cu Sisi, pentru că a fost și terenul ăla greu, dar au fost o grămadă de ocazii, n-am avut vreun meci vreodată să fie cu mai multe ocazii decât acel meci. Însă când am trecut și de cu Sisi, deja am avut deja mult mai multă încredere cu Anderlecht că putem să jucăm finala. Cei doi marcatori din noaptea magică de la Sevilla speră ca echipa de fotbal să ajungă cât mai repede în eșaloanele superioare pentru a susține din tribunele noului stadion. Sunt alături de club, alături de echipă. Le urez multă baftă, mult succes în meciurile pe care le au de baraj. Sper să fie meciuri mai multe și să reușească și cu această ocazie să avem posibilitatea să urmărim la lucru în Liga a doua cu perspective foarte mari pentru a promova în Liga 1. Urmăresc echipa, am văzut-o în câteva jocuri, sper ca să reușească să promoveze, sunt alături de ei. Eu am încredere mare, am văzut jucătorii, sunt jucători de minim de Liga a doua, da? Așa că să aibă și ei încredere, să dea totul, pentru că au șanse mari să promoveze. Și să-i vezi în sezonul viitor aici. Și să vin la meci, da, sper că și sunt sigur că am vorbit cu noul comandant al clubului și mi-a spus că toți vom avea un loc la lojă și asta e un lucru foarte frumos. Lucru care în trecut nu prea s-a întâmplat. De multe ori am fost nevoit să-mi cumpăr bilet, da. Nu mai vorbesc de un parking din acela ca să pot intra cu mașina și au fost niște momente care nu mi-au plăcut în trecut aici, dar acum lucrurile se vor schimba, să sperăm că promovează echipa, că lumea, mai ales steliștii adevărați care sunt în zonă și care au fost și alături de noi, vor fi și alături de echipă și fotbalul merge înainte.